33 de familii de rom din România au rămas fără un acoperiș deasupra capului după un incendiu imens în tabăra în care stăteau la periferia orașului Napoli. Cu mai multe informații vine colega mea, Nati Badea, de în Italia. Nati, bună ziua! Ce s-a întâmplat de fapt acolo și cum se acționează la această oră? Bun găsit, Nadina! Incendiul a izbunit în plină noapte în tabăra de romi bara numită din periferia orașului Napoli. Practic au ars aproape în întregime barăcile de acolo. Foarte mult plastic, foarte mult carton au ars astfel încât autostrada A3 care trecea prin apropiere a fost închisă mai multe ore pentru că fumul degajat era extrem de gros. 200 de oameni aproximativ au fost evacuați. Foarte mulți copii și persoane în vârstă. Ei au fost, trebuie să spun că autoritățile italiene s-au mișcat foarte bine. S-a organizat de urgență o ședință la primărie. Aceste persoane toate au fost adăpostite chiar din acea noapte într-un centru social și o fostă școală din apropiere. Li s-a adus mâncare și apă și au fost îngrijiți așa cum se cuvine. Nu au existat victime, din fericire, însă romii se plâng că în acele barăci care au ars aveau acte și, evident, toate bunurile lor și actele erau printre cele mai importante, pentru că știți că este foarte greu să-și să, să faci acte în Italia, destul de complicată situația lor. Nu se cunosc încă cauzele incendiului, nu se știe dacă o mână criminală a fost cea care a, fost, a pus acest foc sau dacă s-a întâmplat ceva, un incident, un accident și a luat foc ceva în cadrul taberei. Asta urmează să aflăm în urma anchetei care se desfășoară la această oră. Focul a fost stins de tot, nu mai e niciun fel de pericol, iar până acum romii au fost îngrijiți și li s-a oferit toată asistența de care au avut nevoie.